locale care aproape 100% în Covasna și Harghita maghiare, există o abordare de eliminare a cetățenilor români din administrație. Nu vreau să folosesc un termen mai dur, dar este o realitate acest lucru. Există o tentație a UDMR-ului de a nu vedea pe nimeni că se bagă în cele două județe. Le consideră teritoriul lor electoral. Mi-aduc aminte ce au reușit să construiască după ce am fost în vara trecută și am stat 9 zile în Covasna și Harghita, deja au lansat-o și sigur au fost destui politicieni de slabă factură care s-o preia, s-o folosească. Președintele stimulează partidul extremist, UCM-ul. Ori eu m-am întâlnit cu Sasieno, care este din UCM, în calitatea lui de primar la Odorheiu Secuiesc. N-am să refuz niciodată întâlnirea cu un primar, fie că îmi place formațiunea politică din care face parte sau nu. Deci acest monopol pe care UDMR-ul vrea să-l aibă în informarea cetățenilor români de etnie maghiară este un lucru pe care UDMR-ul trebuie să și-l reanalizeze. Domnule președinte, dar situațiile pe care le descrieți dumneavoastră... Numai puțin, vă mai dau un exemplu la care de data asta au țipat românii. Absolut nejustificat. În Covasna și Harghita, și aceasta e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, odată cu celelalte, dar trebuie rezolvată. Sunt circa 60-70% din cetățenii de etnie maghiară din Covasna și Harghita trăiesc în mediul rural. În aceste familii se vorbește numai limba maghiară. Copilul când merge în clasa 1, se pune în față un manual după care să învețe limba română, ca și cum acest copil ar veni dintr-o familie în care se vorbește limba română. Ceea ce generează un proces de respingere al copiilor maghiari pentru învățarea limbii române, pentru că nu pot. Nu pot. El începe cu mama are mere sau cu ce încep la primele lecții, exact ca în abecedarul pentru copiii care vin din familii de români. Am cerut atunci, reanalizați manualele, faceți un manual ca și cum copilul din familie de maghiari n-ar ști limba română deloc și ei nu știu în proporție de 60-70% și ajutați-l să învețe limba română. Am folosit o expresie care a fost speculată, să înceapă să învețe limba română ca pe o limbă străină. Sigur că în loc să privească la realitate, indiferent cum a fost formulat, au preferat să facă o demagogie de